vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Amin. Vă invit să vă reașezați. Vă îndemn, dar, înainte de toate. Acesta, înainte de toate, arată o prioritate, o prioritate a bisericii, o prioritate a părtășii, o prioritate a vieții noastre. Arată o importanță, o valoare pe care trebuie să o avem totdeauna în vedere, și anume rugăciunea. Ieri am avut cursul acesta biblic, seminarul biblic, teologia închinării, și am vorbit despre rugăciune, despre cântare, despre modul în care ne închinăm lui Dumnezeu și lucrurile pe care biserica în ultima perioadă le-a pierdut și continuă să le piardă. Și am spus că unele din lucrurile legate de rugăciune le voi prezenta astăzi în biserică, de aceea doresc prin Harul lui Dumnezeu să prezint câteva lucruri legate de rugăciune. Și încep prin a vă spune că Domnul Iisus, de obicei, blând, calm, bun, a avut totuși odată o reacție, aș spune eu, violentă. Da, e cam greu să explicăm reacția Domnului Iisus. A fost odată în templu și efectiv a pus mâna pe un bici. El, cel mai blând om, a trebuit să pună mâna pe bici, a început să răstoarne mesele, să facă deranj acolo, și acesta a fost un moment de cotitură. Atunci Sanhedrinul, chiar atunci, s-a reunit și a spus: nu mai putem continua așa, ne strică totul. Dar ce vreau să subliniez este doar un lucru pe care Domnul Iisus l-a spus acolo. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. Asta ne arată că lucrul cel mai important în casa lui Dumnezeu este rugăciunea. Este închinarea înaintea lui Dumnezeu. Ce este rugăciunea? Cea mai importantă activitate în slujba de la biserică. Asta trebuie, așa trebuie să privim rugăciunea. Cea mai importantă. Nu v-aș dori să primiți un diagnostic de cancer ca să înțelegeți că cea mai importantă activitate în casa lui Dumnezeu este rugăciunea. Nu v-aș dori să treceți prin necazuri ca să înțelegeți că cel mai important lucru este rugăciunea. Când medicul îți va spune: noi am făcut totul, doar Dumnezeu dacă mai face ceva. Și ce-ar fi când treci prin astfel de momente, nici să nu existe o rugăciune de cauze, nici să nu ne rugăm și frații să organizeze totul așa, și atâtea mese, și atâtea lucruri, și atâtea activități, mai puțin rugăciunea. Cum te-ai simțit? Dar eu cred că rugăciunea este și cea mai așteptată slujire sau lucrare, cea mai așteptată de Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu cel mai mult așteaptă rugăciunea. Pentru că rugăciunea e o stare de vorbă cu Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu așteaptă să stea de vorbă cu noi. În grădina Edenului, Dumnezeu l-a așezat pe om, l-a creat pe om, și vreau să înțelegem că scopul omului, motivația pentru care a fost creat omul, a fost că Dumnezeu a vrut să aibă părtășie cu omul, să stea de vorbă. Ceva a întrerupt părtășia omului cu Dumnezeu. Omul a fugit de la locul închinării, omul a fugit de la locul părtășiei. Și nimic nu poate umple golul acela. Poți să umbli, de asta oamenii lipsesc pentru că ceva i-a împiedicat, ceva îi împiedică. Oamenii nu mai au plăcere, oamenii se ascund, oamenii fug, oamenii găsesc tot felul de scuze. M-am ascuns, de ce? Mi-e rușine. Pentru că s-a întâmplat și putem găsi mii și mii de scuze. N-are rost să le mai căutăm, să le mai ascultăm și mai pierdem timpul și cu ele. Un lucru este cert, când ne iubești pe Dumnezeu, stai de vorbă cu Dumnezeu. Și putem înlocui închinarea, putem înlocui părtășia cu altceva, putem pune frunze, putem pune ce vrem noi. Cea mai puternică armă împotriva diavolului este rugăciunea. De aceea bătălia care se dă este una teribilă. Diavolul nu se va supăra de multe activități, de activismul nostru religios, de seminare, de conferințe, de tot ce vrem noi să facem, dar dacă te-a împiedicat de la rugăciune, restul fă ce vrei. Cântă cât vrei și fă repetiții, instruiri și tot ce vrei, fă tu.
că nu-l interesează așa tare. Cea mai puternică armă împotriva diavolului este rugăciunea. Și dacă diavolul reușește, cum se face în războiul ăsta și Rusia-Ucraina, ce urmărește totdeauna o armată este să distrugă armamentul celuilalt, armele celuilalt. Bazele militare, depozitele de muniție, dacă le-am scos astea, restul nu mai contează. La fel face diavolul, dacă a reușit să ne distrugă rugăciunea, restul nu e altceva decât pur spectacol, de care diavolul nu poate decât să râdă. El este primul care râde la spectacolele noastre. Ce este rugăciunea și de ce trebuie să ne rugăm? În primul rând ne rugăm pentru că noi stăm de vorbă cu Dumnezeu, stăm de vorbă înaintea lui Dumnezeu, ne închinăm, întărim relația noastră cu Dumnezeu. Religie nu înseamnă altceva decât relație cu Dumnezeu. Noi venim aici să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea, Dumnezeu dorește închinători. Dumnezeu te-a așteptat astăzi să stai de vorbă cu El. Poate tu nici n-ai venit la biserică. Sau ai venit la biserică și ți-e capul în altă parte. Nici nu cânți, nici nu te rogi, nici nu te închini, nu te interesează de nimic. Însă Dumnezeu așteaptă ca tu să te închini. Dumnezeu așteaptă ca tu să stai de vorbă cu El. Dumnezeu vrea, Dumnezeu dorește închinător, te dorește pe tine. În rugăciune noi ne descărcăm tensiunile negative ale vieții. Purtăm poveri. Avem necazuri, avem tot felul de probleme în viață și cea mai bună soluție pentru toate este rugăciunea. S-a demonstrat și științific lucrul acesta. Se fac tot felul de studii, de cercetări, chiar și în privința COVID-ului s-au făcut studii pe tema aceasta, statistici care au arătat că cei care se roagă întăresc sistemul lor imunitar, buna lor dispoziție este mult mai bună, sunt mult mai puțin afectați de depresie, de anxietăți, de probleme psihice, altfel reușesc să treacă peste singurătate, peste problemele cu care ne confruntăm. Omul care se roagă, rugăciunea schimbă ceva la nivelul creierilor nostru, la nivelul organismului nostru, sunt glande care secretă anumite substanțe care ajută, întăresc organismul ca să funcționeze mult mai bine. Ori în timpul rugăciunii are loc chiar în organismul nostru ceva. Pentru că da, rugăciunea are un efect asupra sufletului tău, rugăciunea are efect asupra duhului tău și rugăciunea are efect și asupra trupului tău. Înțelegi de ce diavolul vrea ca tu să nu te rogi? Înțelegeți de ce diavolul vrea ca noi să nu ne rugăm? Orice altceva, numai nu rugăciune. Orice altceva. Chiar și un lucru religios și bun. Pentru că rugăciunea, în rugăciune noi ne umplem de putere pentru viitor. Când te rogi, ai o putere, o putere care nu e o putere naturală. Noi prin rugăciune primim o putere supranaturală. S-a citit joi și poate altă dată, cu altă ocazie, o să vorbesc despre asta, despre cel care Dumnezeu, prin puterea care lucrează prin noi, în noi, și poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. E o putere inimaginabilă, o putere extraordinară, care depășește înțelegerea noastră, forța noastră umană, și acea putere este accesibilă nouă. Acea putere deosebită, puterea aceasta a Duhului Sfânt este în noi. Dar ea se activează, ea se împrospătează, ea se încarcă, dacă vreți, o primim doar prin rugăciune. Domnul Iisus o primea prin rugăciune. Apostolii o primeau prin rugăciune. Domnul Iisus a spus apostolilor, rămâneți în Ierusalim până când veți primi o putere, când se va pogărâ Duhul Sfânt peste voi. Veți primi o putere. Și ce au făcut ei 10 zile? S-au rugat. Înțelegem de ce nu vrea diavolul să ne rugăm și de ce vrea să distrugă rugăciunea? În rugăciune apoi noi ne rezolvăm problemele legate de conflicte. Conflictele sunt inevitabile, apar. Oamenii se pot supăra din temir ce. Sunt oameni supărați și nici măcar nu știu de ce sunt supărați. Li s-a părut, au înțeles, nu știi, nici nu poți explica. Însă, dacă te rogi
cu adevărat, dacă te rogi și ești sincer, realizezi că în momentul în care te duci înaintea lui Dumnezeu și te rogi, dacă îți propui la rugăciune acum de final, vrei să te rogi, îți dai seama dacă te rogi cu adevărat, când stați în picioare de vă rugați să iertați. Dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că ai ceva împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul, rezolvă-ți problema. Le spuneam și ieri despre situația aceasta, globalizarea ne-a stricat mult. Noi mergem în România și peste puțin o să dispară și granița din România și o să mergem până acasă fără să ne întrebe nimeni absolut nimic. Însă va fi o altă problemă. Înainte când era vamă și în Italia la ieșire și când mergeai în Austria și când în Austria aveam vreo 7-8 puncte de trecere ale frontierei. Într-un fel, ce era bine? Să presupunem că aveai pașaportul expirat sau nu aveai actele la tine, le-ai uitat. Când să ieși din Italia, unde sunt actele? Nu mai sunt și din aceștia care s-au trezit că n-au acte. Nu sunt actele, te întorci acasă. Aveai imediat un punct în care, stop, ceva nu e în regulă, actele mașinii nu sunt, ceva se întâmplă, ai uitat ceva, poți să rezolvi problema. Însă acum ieși din Italia, ai acte, n-ai acte, mergi mai departe. Când să intri în România, n-am acte. Stai că ceva nu e în regulă. A trecut prea mult. Cam asta este și cu rugăciunea. Rugăciunea este așa ca o vamă la care actele la control. Ia stai, vii să te rogi, da? Actele. Te-ai împăcat? A, te-ai certat cu soția dimineață, ți-ai cerut iertare. Acum totul e liber, vamă liberă, nu ne mai interesează. Mergem înainte. Și într-o zi, când vom merge la vama finală, Dumnezeu spune actele la control. Te-ai împăcat cu... A, dar eu aveam motive. Ei, dacă rugăciunea e așa ca o vamă în prin care treci, spui stop. Nu mergi mai departe. Nu te ruga că degeaba te rogi, nu-ți dau voie, deci încolo tu nu mai treci, eu nu te mai ascult. Ei, când există o astfel de rugăciune reală, adevărată, îți rezolvi problemele legate de conflicte. De ce? Spuneam și ieri, rugăciunile bărbaților pot fi împiedicate dacă nu se poartă corect cu soțiile lor. Apoi, noi prin rugăciune ne curățim conștiința de păcate. Noi păcătuim. Nu este om să nu păcătuiască. Noi greșim, noi toți greșim în multe feluri. Dacă îmi vii în rugăciune, rugăciunea nu e altceva decât chiuveta la care te speli. Îți speli mâinile. Iei puțin săpun, te speli. Asta înseamnă igienă. De ce vrea diavolul să nu te speli? Sper măcar în urma pandemiei unii să înțeleagă că trebuie să se spele mai des, să spele mâinile și orice. Dar eu sper că în urma predicii oamenii să înțeleagă că trebuie mai mult mâinile spirituale să le spele, să ne curățim de păcatele noastre. Rugăciuni de mărturisire cât mai des. Pentru că prin mărturisirea păcatului nu facem altceva decât ne spălăm conștiința. Ne curățim, ne înnoim. Dumnezeu să ne ajute. În rugăciune noi ajutăm și pe alții cu mijlocirea, ne rugăm unii pentru alții și asta face ca să ne fortificăm relațiile unii cu alții, să fim o familie. Observ tot mai mult că sunt situații în care o familie trece printr-un necaz, trece printr-o problemă, frații se roagă, biserica se roagă, slujitorii merg, se roagă. Reacția acelei familii, atitudinea acelei familii față de biserică se schimbă în bine. Înțeleg valoarea rugăciunii bisericii. Și astăzi am vorbit și poate o să anunț la urmă, am vorbit cu o persoană din biserică și a spus, am simțit puterea rugăciunii și am simțit rugăciunea bisericii. Simți asta. Deci când te rogi pentru celălalt, ai trimis un mesaj, spui cuiva, încurajezi pe cineva, mă rog pentru tine, sunt alături de tine. Asta întărește relațiile. Înțelegi de ce diavolul vrea să elimini rugăciunea din viața ta? Pentru că el nu vrea relații puternice. El vrea să dezbine. El vrea să strice relațiile. El vrea ca totul să meargă cât mai rău posibil. Dar prin rugăciune noi experimentăm lucrările și promisiunile lui Dumnezeu. Când tu te rogi, mai ales te rogi în mod specific, ceri un lucru,
Și negreșit, Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre, primește acel lucru. Orice experiență, orice rugăciune ascultată e ceva care întărește relația mea cu Dumnezeu, care face credința mea mai puternică. Am văzut de atâtea ori mâna lui Dumnezeu, am atâtea experiențe în viața mea văzând rugăciuni ascultate. Ori diavolul nu vrea asta. Vrea, nu te ruga, lasă că Dumnezeu oricum te ascultă, astăzi nu mai sunt minuni, astăzi Dumnezeu nu mai lucrează, nu mai sunt oameni care să facă minuni și putem găsi mii și mii de scuze. Nu trebuie să mai existe oameni care să facă minuni, trebuie să fie oameni care se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu face minuni. Roagă-te, nu-i nevoie de oameni speciali care să facă minuni, roagă-te și Dumnezeu te ascultă. Cine a ucis rugăciunea? Că asta e titlul mesajului meu, vreau să fie mai provocator, că așa e mai bine, poate îl ținem minte mai bine. Cine a ucis rugăciunea? Pentru că rugăciunea cam fost ucisă din multe biserici. Vorbesc acum nu doar pentru noi, nu doar să nu credeți că doar despre noi sau cu privire la noi, dar e pentru noi, pentru fiecare. Însă ca unul care merge prin multe biserici, văd multe lucruri, am observat că rugăciunea încet, încet, lovitură după lovitură, dintr-o parte, din alta, unul câte un pumn, unul câte o palmă, unul câte un șut, rugăciunea cam a fost scoasă din biserică, rugăciunea a fost cam ucisă, trasă pe linie moartă, rugăciunea e moartă. Sau cel mult în coma. Cine a ucis rugăciunea? Și vreau să nu vă supărați, vreau să nu o luați la nivel personal, dau exemple cât se poate de, să zic așa, neutre, dar trebuie să vorbim și realități. Și vorbim în primul rând despre noi, că în primul rând vreau să vorbesc despre noi, cei care conducem biserica, noi păstorii, slujitorii și așa mai departe, pentru că eu cred că tonul de aici trebuie să se dea. În primul rând, cei care nu sunt punctuali ucid rugăciunea. Pentru că dacă slujba noastră începe la ora 10, dar noi începem la 10 și un sfert, când e vorba să tăiem, de unde tăiem? De rugăciune. Am pierdut 5 minute, 10 minute, un sfert de oră din rugăciune. Cei care nu sunt punctuali la orice. O cântare care tragem, pierdem timp, nu venim la timp și de multe ori sunt acele puncte moarte. Eu am adunat pentru că totul e calculat. Am calculat că de multe ori la multe biserici, efectiv, dacă luați o filmare și puteți vedea lucrul acesta, timpul mort de multe ori poate fi și de 10 minute, timp mort, adică se termină o cântare, până vine fratele, până pune el mâna, până vede, mai bate microfon, mai vine și celălalt, de parcă, când adun timpul mort, până ajunge, până se face, timpul în care nu se face nimic, și 10 minute, și 20 de minute, așteptăm până când se trag fire, se pun, se probează și probe și răsprobe. Timp mort. Oameni care nu sunt punctuali, care nu încep la timp, nu se începe la timp. Astăzi se spunea, intrați cu laude pe porțile lui. Eu cred că biserica ideală este biserica în care cântarea începe deja pe la fără 20 și când intră, noi intrăm deja cu laude. E deja cântare aici. Trebuie să vorbim cu toți cei care cântă, trebuie să facă un sacrificiu. De la fără 20, fără un sfert, când intrăm, să intrăm într-o cântare, să intrăm cu laude. Apoi, cei care predică la îndemnul de rugăciune. Îndemnul de rugăciune nu e altceva decât un chibrit, l-ai aprins și dai foc. Atât. Dar nu, noi avem predici, predicuțe. Mă duc în multe biserici și, mai ales biserici, vă dați seama, biserici cu 20 de păstori. Și îi spun, frate, îmi vine rând odată la 3-4 luni și atunci mai vii și tu din Italia și iar mi-a sărut rândul trece anul și m-am predicat. Și atunci, păi, hai ca să-l punem. Punem la un demn de rugăciune și atunci toată predica de un an de zile trebuie să mă spun într-un demn de rugăciune de 3 minute. 3 minute românești. Că apoi devin 30. Și biserica, în loc să fie motivată la rugăciune, mai mult îi enervează pe oameni. Că el trebuie să spună tot ce a adunat el și tot ce a citit și tot ce a spus trebuie să spună. Și biserica, în loc să fie motivată la rugăciune, adică biserica, în loc să se roage, mai rău face. De asta cred că e și responsabilitatea noastră să facem în așa fel încât îndemnurile cât mai scurte, cât mai coincise, cât mai precise și doar să motivăm, că nu mă înveți pe mine rugăciunea, că mă rog de atâtea, doar ai spus, hai să ne rugăm pentru, spune cauza, citește un verset, dă o încurajare, un îndemn și la rugăciune. Dacă dau un îndemn de 15 minute și biserica se roagă 2 minute, n-am rezolvat nimic.
îndemn de 2 minute și rugăciune de 15 minute. Așa ar fi ideal. Cei care nu au pasiune în motivațiile lor, spunea fratele Cătălin și spunea bine, dacă inima a murit, celelalte mor. Toate organele mor, dar nu toate odată, mor pe rând. Dar dacă a murit inima, toate celelalte imediat se duc. Îndemnul din asta rugăciune fără niciun patos. Fratele, venim aici, slavă Domnului, dar așa, parcă să fim plini de entuziasm, de bucurie, de pasiune. Dacă dăm slavă Domnului, să o facem cu bucurie, veniți cu bucurie, cu veselie, să se vadă asta. Ori de multe ori lăudăm pe Domnul, dar parcă, nu, chiar n-ai. Cei care nu au pasiune în motivația lor, în cântarea lor, suntem noi, în general, românii, avem problema asta și trebuie să o depășim, că suntem mai timizi, mai introverși, mai... Acum, spuneam și ieri lucrul acesta la seminar, suntem din ce în ce mai puțini emoționali. Tehnologia ne-a făcut așa. Graba cu care privim lucrurile, alimentația, toate, să știți că toate lucrează, să nu mai fim emoționali. Spuneam, nici măcar la mormântare nu se mai plânge ca altă dată. Pentru că lipsesc emoțiile. Efectiv, lipsesc emoțiile. Devenim din ce în ce mai mult roboți. Totul e tehnic. Totul este tehnologic. Totul este așa. Fapt atât, dar pasiune, nimic. Zero. Nu tu pasiune în cântare, nu tu pasiune în demn și apoi nu pasiune în rugăciune. Facem ca să facem. Totul este apatie, adică fără patos, fără suflet. Apoi, cei care nu dau o direcție clară rugăciunii, dau un îndemn pentru rugăciune, dar nici nu știm ce să ne rugăm. Normal că el ori zice predica, vorbește de Sfinta Sfintelor și de culorile și se sătură de la perdeaua din lăuntru templului. Nu, roagă-te. Pentru ce să ne rugăm? N-am înțeles bine pentru ce, dar oricum a predicat 30 minute. Cei care repetă rugăciunile, de multe ori s-a întâmplat la... servicii de rugăciune, mulțumim Domnului, vine al doilea, fraților, tot o rugăciune de mulțumire să fie, vine al treilea, să nu fiți și al mai prejos, tot de mulțumire să fie fraților, și al patrulea, când se încheie rugăciunea, dacă tot seara asta mers pe mulțumire, haide să mulțumim Domnului. Bine, și cel care vrea să se roage, are o cauză, are o dorință, poate e ultima lui șansă, ce să mai facă? Pentru alte cauze ce mai facem? Că noi avem mai multe cauze, trebuie să ne rugăm, să mulțumim Domnului, să ne mărturisim păcatele, trebuie să ne rugăm pentru starea spirituală a bisericii, ne rugăm pentru bolnavi, ne rugăm pentru țară, ne rugăm pentru pace, ne rugăm... Și avem atâtea și atâtea argumente. Ori se pare că de multe ori noi nici nu le mai găsim. Sunt rugăciuni pe care noi le-am făcut cu ani, stau și ne gândim. Cei din țară au rugăciuni pentru cei din diaspora, da? Noi de câte ori ne-am rugat pentru România. Sunt biserici care îmi spun, frate, nu există slujbă la biserică, noi să nu avem o rugăciune specială pentru cei plecați. Domnul să vă binecuvinteze. La noi, cei care nu administrează corect timpul slujbei, încărcăm slujba cu orice altceva, mai puțin cu rugăciune. Punem de toate. Cântări, că dacă se aglomerează și o să ajungem și la capitolul acesta, nu se administrează timpul și apoi... n-avem timp. Și când tăiem, de unde tăiem? Din rugăciune, că asta cel mai bine merge. Cei care fac presiuni cu slujiri individuale, cu solo, cântări, poezii și tot ce vrem, grupări, normal, dacă vine un teanc de cântări, 15 cântări, și apoi, Doamne feri, cum pui 5 și 10 nu, pui 10 și 5 nu, pui 14 și pe el al 15, cel mai important să nu-l pui, îți dai seama că s-a terminat totul. Și sunt păstori care cedează așa sub presiunile astea să nu se supere unul și altul și celălalt și 15 și 20, pune pe tot 15, dar ascultăm, 15 cântări, una după alta, punem și la rugăciune, punem și după și stăm aici așa, de unde tăiem? Că de undeva trebuie să tăiem dacă vrem să fim punctuali, începem la 10, terminăm la 12, de unde tăiem? De rugăciune, că acolo nu se mai supără nimeni. Eventual se bucură diavolul. Cei care umplu timpul de rugăciune cu altceva, cu orice altceva, mai puțin cu rugăciune. Și se întâmplă de atâtea ori lucrul acesta. Cine a ucis rugăciunea? Cei care ar trebui să se roage, dar nu o fac. A rămas surprins. S-a întâmplat și lucrul acesta. Să mă duc în biserici, mergem în birou cu pastor, pastor zice, hai, voi doi duceți, începeți timpul de rugăciune, noi venim după aceea la evanghelizare. Și întreb, da, nu mergem și noi? Nu, nu, noi mai stăm aici, mai povestește, ce mai este prin Italia, noi mergem la evanghelizare. Eu prefer totuși să mă duc la rugăciune, ca să știu și eu să iau pulsul bisericii, să
dacă cei care conduc biserica nu vin la timpul de rugăciune, cine vrei să vină? Dacă noi întârziem, dacă noi avem alte preocupări, dacă cei care ne conduc în cântare, de asta spun că cei care fac altceva, am văzut, se fac repetiții în timpul cântării, se organizează orice. Am văzut și biserici care, în timpul rugăciunii, frații la ordine, au închis ușa, dai să intre, frații se roagă, nu deranjează. Ori la unii e invers. Rugăciunea așteaptă, vrei să rezolvăm ceva? În timpul rugăciunii, atunci rezolvăm, atunci mergem la baie, mergem, discutăm, aranjăm, tragem cabluri, batem, facem probe, facem repetiții, punem căști în urechi, ascultăm. În timpul rugăciunii, că atunci toți închid ochii și ne permitem să facem orice altceva decât să ne rugăm. Și uite așa rugăciunea, i-a mai dat un șut și a ieșit. Cei care folosesc un timbru deranjant, nu e cazul la noi, nu vreau, vreau rugăciunea să fie energică, să fie dinamică, dar totdeauna, o spun mereu asta, dacă ești cu un pas în fața tuturor, oamenii te urmează, dacă ești cu 10 pași, te ucid cu pietre. De asta e bine tonul, timbrul să fie potrivit cu cei de acolo. Dacă e puțin mai mult, e ok, dar dacă am lângă mine cineva care nu că strigă, dar țipă, urlă, te deranjează, eu am găsit și oameni cu timbru deranjant, e greu, nu pot să te rog, nu mă aud eu pe mine, dacă mă rog, eu nu mă aud, că cât l-aud pe el, că zbeară lângă mine. Ei, nu, așa, deci nu-i cazul la noi să nu credem acum că nu trebuie să ne rugăm mai, noi penticostalii suntem mai energici, mai dinamici, e bine să ne rugăm, dar să ne rugăm cu putere, dar timbrul în sine să fie unul potrivit. Că poți să te rogi, să strigi tare, dar cu un timbru care rămâne totuși un timbru de rugăciune, nu altceva, înțelegeți? Cei care au alte activități în timpul rugăciunii. Pot să ucidă rugăciunea. Fac orice altceva decât să se roage. Și dacă nu se roagă, dacă biserica nu se roagă, încet, încet, cu cât nu te rogi, cu atât nu te vei ruga. Ne rugăm 15 minute, reducem, facem 10, facem 5, facem un minut. Sunt biserici care, am observat la biserică, sunt oameni care țin neapărat ora de rugăciune. Frate, de la 9 la 10 noi avem ora de rugăciune, dar atât a rămas ora de rugăciune. 10 rugăciuni, toate de câte un minut și restul umplut așa cu câte o cântare, câte un îndemn, iar ne ridicăm, iar ne plecăm pe genunchi. Rugăciunea în sine, și am discutat cu astfel de păstori, hai să luăm ora voastră de rugăciune, câtă rugăciune pură aveți. Rugăciune, rugăciune, nu ora de rugăciune, nu timpul de rugăciune, rugăciune. Adică lasă predica deoparte, scoate de acolo predica, scoate cântarea, scoate anunțuri, scoate orice altceva și spune rugăciunea. Când ne-am plecat pe genunchi, cât a durat? 2 minute. Ne-am ridicat, altă rugăciune, am făcut 10 rugăciuni de 2 minute. Cât ne-am rugat? 20 minute. Ei, deci nu e ora de rugăciune. E 10 minute sau 20 de minute de rugăciune. Și atât, asta e timpul de rugăciune. Timpul de rugăciune nu-i tot ce înseamnă pe lângă, ci înseamnă efectiv cât te rogi. Și de asta mi-aș dori biserica să se roage și biserica să fie activă, să se implice. Și apoi ultimul lucru care cred eu că e vina noastră, cei care nu termină la timp. Adică e aproape fără 10. Din punctul meu de vedere ar trebui deja să se termine. Adică cel care predică, eu așa văd, întâlnesc predicatori, mai sunt 10 minute. Nu mai sunt 10 minute. Că la 12 fix noi ar trebui să terminăm. Nu tu să termin predica, nu eu să termin predica. La 12, nu. Eu trebuie să termin la fără 10, să avem timp să ne rugăm, nu oamenii să grăbească, stai că... Eu înțeleg mai bine timpul acesta pentru că la Roma noi foloseam, mai ales în perioada de la început, foloseam autobuzul și la ora 9 și 10 era ultimul autobuz, seara, când noi aveam numai seara slujbe. Și înțelegeam lucrul acesta. Dacă pierdeam autobuzul acela, mergi pe jos 20 de kilometri. Ei, când am mers odată pe jos... Am știut ce înseamnă punctualitatea. Frate, nu mă interesează, la ora 9 noi am plecat. Treaba ta, știu că tu ai har, ești aici aproape, dar noi avem încă de mers, noi avem alte lucruri și e bine să fim punctuali. Ori lipsa asta de punctualitate face de multe ori ca rugăciunea să fie scoasă și să fie multe lucruri. Ce să facem ca să revigurăm rugăciunea? Doar le enumăr și apoi vrem să ne rugăm. Trebuie să fim mai punctuali. Trebuie să fim mai simpli. Nu avem nevoie de studii biblice pe rugăciune. Mai simplu, fraților, să ne rugăm pentru cauze. Ne vom ruga pentru cei bolnavi. Să fim mai deschiși, să fim mai naturali, să fim mai spontani.
Să fim mai răbdători. Da, e adevărat, câteodată stăm în picioare mai mult, câteodată mai nu știu cum, dar să fim mai răbdători totuși, că până la urmă nu ne-a pus nimeni cu mâinile pe cruce. Și pe cruce Iisus a stat 6 ore. Pentru unii, dacă stau 10 minute în picioare, li se pare, vai Doamne, dacă mai faceți asta, nu mai venim la biserică. Să fim mai înțelegători. Să înțelegem și pe cei care poate vor în picioare, e mai bine să te rogi în picioare, să cânți în picioare, să fim mai spirituali, să venim aici să ne încărcăm, să urmărim în toate dragostea lui Dumnezeu și să avem părtășie cu Dumnezeu, indiferent cum, indiferent ce, să facem rugăciunea în așa fel încât să placă lui Dumnezeu, să ne întâlnim cu Dumnezeu, să avem părtășie cu Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvânteze.